Bună ziua! Astăzi vă voi vorbi despre acceptarea de sine, ca parte din a ajunge să ne respectăm pe noi. Da? Acceptarea de sine despre care voi vorbi este înțeleasă, de fapt, pe trei niveluri. În primul rând, să fiu pentru mine, de partea mea, apoi să fiu dispusă să experimentez ceea ce trăiesc, ceea ce judec, ceea ce sunt, și să accept ce este ca realitate și, nu în ultimul rând, să-mi fiu propriu prieten. Să fiu de partea mea se referă la orientarea către propria valoare și autoangajamentul care derivă, de fapt, din faptul că trăiesc și că sunt conștient. Acceptarea de sine la acest nivel este mai mult primitivă. Da? Este un act prerațional și premoral de autoafirmare. Un tip de egoism natural care e dreptul din naștere al fiecărei persoane. Cu toate acestea, avem puterea de a acționa împotriva lui și de a-l anihila. Când ne respingem pe noi atât de profund încât această parte, noi, acest nivel nu există, nu vom permite să funcționeze nimic în viața noastră. Nu ne vom da voie să învățăm, să avansăm semnificativ în viață sau să ne bucurăm de viață. Atunci când avem această acceptare de sine dezvoltată, asta ne inspiră să facem față la orice vine în viața noastră, fără să cădem în extrema aceea în care nu mai avem dorința de a trăi. Da? Deci e clar că simt ucigașii ajung la această lipsă de a fi de partea lor. Mie personal a fost foarte greu să recunosc că luptam pentru dreptul de a exista. Am negat foarte mult că sunt furioasă, în primul rând pe mine, din cauza asta, pentru că nu găseam sensul pentru care exist. A fost o perioadă în viața mea când s-au întâmplat toate astea. Și ai senzația că nimic nu mai contează. Această acceptare de sine a apărut la mine, din experiența mea, în momentul în care am putut să spun stop. Eu nu mai permit să fiu umilită, să fiu abuzată, nici măcar de mine. Și aceasta este, de fapt, vocea vieții. Al doilea nivel, cel al disponibilității de a experimenta cine sunt exact, în felul în care sunt, e cel în care acceptăm că gândim cum gândim, că simțim cum simțim, că avem corpul pe care îl avem, că acționăm în modul în care o facem. Disponibilitatea de a experimenta și a ne accepta se referă, de exemplu, la momentele în care nu am chef de lucru. Cred că toți am trecut prin chestia asta. Păi nu am niciun chef. Pe nimic. Mult timp, chiar dacă nu aveam chef, nici măcar nu recunoșteam chestia asta. Mă împotriveam și numai ideii că eu sunt acolo. Refuzam să accept total chestia asta. În momentul în care îmi recunosc sentimentul că nu am chef, asta e. Da? Îi dau voie să fie în corpul meu, îl experimentez, îl accept așa cum este. Pot apoi, după ce ok, asta este, pot să-mi pun întrebarea: continui cu asta? Nu mă servește, nu mă servește? Aleg altceva? Dacă vreau să aleg altceva, pot să aleg să lucrez? Cred că nu-mi place. Da? Și în momentul în care aleg să lucrez, chiar dacă nu-mi place, voi lucra cu mintea mult mai clară. Și asta pentru că am fost sinceră eu cu mine. Da? Și m-am respectat. Cu tot cu lipsa mea de chef. Asta sunt. Asta mă recunosc.
Și asta este. Când experimentăm complet și accesăm sentimentele negative, putem renunța apoi la ele mult mai ușor, pentru că le-am permis să se exprime, să spună ce aveau de spus și pot pleca liniștite de pe scenă. Și-au făcut jocul, și-au jucat rolul și-au terminat. Dacă noi ne împotrivim, cu cât ne împotrivim, cu atât le hrănim mai tare ca să se ambiționeze să rămână. Acceptarea propriei persoane, de fapt, este disponibilitatea de a da glas oricărei emoții sau oricărui comportament, fără să-l judecăm. Îl conștientizăm că e acolo, îl acceptăm că e acolo, nu-l negăm, da? Și aici nu e vorba doar de ceea ce iubesc sau admir, fiind vorba despre orice formă de gând, de emoție, de comportament pe care o experimentăm. Este, de fapt, o exprimare a mea în orice condiții, așa cum e ea la momentul respectiv. Fără să o neg, fără să o reprim și fără să o explic. Pur și simplu o accept. Asta am fost eu la momentul X. Dacă fac asta, mi-e mult mai ușor să merg la următorul pas. Deci, hai să dau un exemplu. Fac ceva care nu-mi place. Mi-e rușine mai târziu, când mă gândesc la ce am făcut. Realitatea e că am făcut acel lucru. Și nu pot să-l neg. Adică, pot să-l neg, dar negându-l, nu mai sunt sinceră cu mine și nu mai accept pe mine că l-am făcut. Da? Și, bineînțeles că nu mai respect pentru asta. L-am făcut în contextul acela. Și asta e, nu mai neg. Sunt dispusă să trăiesc alături de faptele mele, pentru că știu că sunt adevărate. Cu cât neg mai mult, cu atâta mă mint eu pe mine că ceea ce trăiesc nu e adevărat și nu fac decât să nu mai am încredere în mine, pentru că mă mint. Cine mai are încredere într-un mincinos? Trebuie să fiu deschisă să experimentez complet emoțiile nedorite. Oricât de dificil ar fi asta, da? Doar să le recunosc. De exemplu, la un moment dat, treceam printr-o perioadă dificilă personală și perioada aia, emoțiile care le experimentam, făceau să-mi plâng de milă. Asta ca somatizare aduce rinorea. Îmi curgea nasul într-o veselie. Și clienții mă întrebau, ai răcit? Ei, cum puteam eu să spun că am răcit? Când eu știam clar ce se întâmplă cu mine. Puteam să aleg să spun da, doar ca să mă închid în mine și să mă ascund după scuza, da, am răcit. Dar mă mințeam pe mine și mințeam și pe ei și nu mai aveam încredere în mine pe urmă. Nu mai respectam eu, pentru că am mințit. Una dintre valorile mele de bază este să nu mă mint, să nu mint nici pe alții. În momentul în care am acceptat ceea ce se întâmplă și le-am spus, nu am intrat în detalii cu subiectul dureros, doar faptul că, da, asta se întâmplă. Trăiesc ceva dureros și îmi plâng momental de milă. Și eu o să-mi plâng de milă până nu o să mai îmi plâng de milă. Asta e. Atât pot acum. Mai încolo, o să ajung la altceva. Faptul că am acceptat ceea ce se întâmplă față de mine și față de ceilalți, a fost parte directă din vindecare. Dacă recunoșteam faptele repede și treceam pe așa peste ele, de fapt eram tot în negare. Tot în minciună. Pentru că nu, ziceam doar de fațadă. Nu recunoșteam cu adevărat în interiorul meu. Și aici vă dau un alt exemplu. Sigur ați trecut toți prin asta. La serviciu, când facem ceva considerat greșit. Da? Măi, am făcut-o. Vine șeful, dacă avem un șef luminat și vrea să ne explice cu tot bun simțul pe care îl are unde am greșit, astfel încât data viitoare să facem diferit. De multe ori privim chestia asta atunci când nu putem, de fapt, să acceptăm noi, cu noi, că am greșit. Ok, am greșit, ce mai mă bați a ta la cap? Când, de fapt, omul ăla doar vrea
să mă învețe altceva. În momentul în care eu spun și am greșit, gata, lasă-mă. De fapt, eu refuz să mă uit și să accept că aia s-a întâmplat. Și nici nu am, asta mă împiedică să mai am disponibilitatea să învăț din acel eveniment, astfel încât să nu se mai întâmple. Asta înseamnă tot ce se poate ca în viitor să o repet din nou. Acceptarea propriei persoane este o condiție prealabilă a schimbării și dezvoltării. Astfel, dacă accept greșeala, mă simt liber să învăț din ea. Pentru că îmi doresc să mă descurc mai bine pe viitor. Dacă nu mi-o recunosc greșeala, nu o să pot să învăț din ea. Că nu există. E ca și când, atunci când recunosc greșeala, când accept ceea ce am făcut, ca și când aș descoperi ceva ascuns. Și abia atunci când îl descoper, pot să acționez asupra lui. Atâta timp cât e ascuns, n-am cum. Cum reușesc să trăiesc mai conștient dacă nu accept dățile când sunt inconștient? Cum reușesc să trăiesc mai responsabil dacă refuz să accept că de foarte multe ori trăiesc iresponsabil? Ca să depășesc o teamă, trebuie să o recunosc, pentru că altfel nu am cum. Dacă nu o dezvălui, nu am cum să o accept, dar nu am cum să trec mai departe la pasul următor. Ca să corectez o problemă, trebuie să admit că ea există. Ca să mă iert pe mine pentru ce am făcut, trebuie să recunosc că am acționat așa. Nu înseamnă că această recunoaștere îmi creează plăcere. Asta e, am făcut-o. Nu înseamnă musai că mă bucur de ea. Sau să mă bucur de ea. Important este să o văd acolo. Asta e, de la asta plec. Dacă eu nu știu de unde plec, cum pot să știu unde ajung? Și astfel, momentul în care neg, de fapt rămân blocat. Asta e ceea ce mă menține blocat. Faptul că neg că am o problemă, că am acele emoții, că am acele comportamente, indiferent ce. Și asta puteți vedea foarte ușor la cei care au o dependență, indiferent de care dependență. Primul lucru pe care îl spun este, a, da, asta pot să fac și singur, să mă las de aceea, să ies din acea dependență. Da, poți să o faci. În momentul în care accepti că o ai, dar ei când spun, asta pot să o fac și singur, nu acceptă de fapt au acea dependență. Pentru că, de obicei, dependența are partea chimică, dacă este de băutură, de fumat, de mâncare inclusiv. Are partea chimică externă, pe care o introducem în corp, are partea chimică internă, serotonina sau dopamina sau ce substanță mai îmi creează mie acolo când intru în acea acțiune de care sunt dependent. Și are și partea psihologică, pe care dacă nu o schimbi, felul în care vezi lumea, lucrurile și așa, nu ai făcut nimic. Și dacă nu recunoști, evident că nu ai ce să schimbi. Al treilea nivel al acceptării se referă la să fiu prietenul meu. Ce înseamnă să fii prieten cu cineva? Să-i arăți compasiune când greșește. Să poți să fii acolo umărul pe care plânge. Nu înseamnă că ești de acord cu felul în care a acționat. Dar nici nu îl negi pe el ca persoană doar pentru că a acționat așa cum a făcut-o. Da? Ca să poți să faci asta, ce se cere? Să fii dispus să înțelegi contextul în care a acționat. Pentru că dacă înțelegi contextul și l-ai ajuns și pe prietenul tău să înțeleagă contextul, tot ce se poate ca data viitoare, când mai apare contextul ăla, să nu mai acționeze la fel. Nu înseamnă faptul că îi arăți compasiune prietenului tău, nu înseamnă că justifici comportamentul lui. Ci faci distinția între comportamentul lui și el ca persoană.
El este mai mult decât comportamentul lui. Da? Nici nu-i ca o scuze, înțelegând contextul și ce a fost în el la momentul ăla. Poate să fie ceva ce are nevoie să schimbe, o convingere, o idee, o ceva. Dacă nu vedem contextul în care a apărut convingerea și așa, noi nu avem cum să o schimbăm. Nici măcar nu conștientizăm convingerea. În momentul în care eu sunt dispusă să fiu cum sunt prieten adevărat pentru altcineva, cu mine, atunci sunt dispusă să-mi arăt compasiune. Sunt dispusă să mă uit la contextul care m-a făcut să acționez așa. Sunt dispusă să fiu umărul pe care plâng. Să-mi dau voie să plâng. Da, am greșit. Da, mă doare al dracului că am greșit. Asta e. Și plâng, și plâng. Asta e. Și mă țin în brațe, că plâng. Și după ce am terminat de plâns și de jălit, că am făcut rahat pe care l-am făcut, pot să-mi asum răspunderea pentru ceea ce am făcut. Și apoi pot merge mai departe. Dacă eu nu accept că am avut un gând, un sentiment, o amintire, măcar să-mi dau voie să accept că am rezistența asta față de faptul că am fost furioasă, de exemplu. Deci că refuz să accept că sunt furios. Pot măcar atâta lucru să accept. În momentul ăsta, mai mult de atât nu pot. Accept că refuz de fapt să accept că sunt furios. În momentul în care sunt prezent cu acceptarea momentului în care mă aflu, acum și aici sunt prezent și experimentez acel moment complet. Rezistența ajunge în conștient și începe să se disipeze. Cu cât mai mult accept acea rezistență, acea împotrivire, acea simplu fapt că refuz să mă uit la furia mea, cu atât mai mult ea ajunge în conștient. Și când luptăm cu un blocaj, el devine mai puternic atunci când opunem opoziție. Când intrăm în luptă cu acel blocaj. Trebuie să rezolvăm. Musai. Și mă strâng și mai tare și mă chinui și mai tare și mă... Cel mai simplu mod de a rezolva orice blocaj este ok. Am blocajul ăsta. Accept asta. Când apare? Cum apare? În ce fel apare? Cum sunt eu în momentele alea? Accept toate astea. Experimentez toate trăirile care apar. Evident că legat de acceptarea asta pot să apară două presupuneri greșite. Atunci când întâmpinăm de fapt dificultăți în a ne accepta. Una e convingerea că dacă acceptăm cine și ce suntem, trebuie să aprobăm tot ceea ce are legătură cu noi. Și aici, de fapt, este confuzia între acceptarea și aprobare. Și a doua presupunere veșită este convingerea că dacă accept cine și ce sunt, voi deveni indiferent la schimbări sau îmbunătățiri. Dacă putem accepta ceea ce vom găsi în interiorul nostru, oare vom găsi motivația să îmbunătățim? Dacă resping realitatea, cum voi fi inspirat să mă dezvolt? Pentru că dacă eu resping realitatea asta în care nu vreau să mă uit la mine, ce știu ce am de dezvoltat? Că nu mai știu. E complet gol subiectul. Există un paradox aici. Acceptarea a ceea ce este reprezintă, de fapt, condiția prealabilă a schimbării. În timp ce negarea realității mă blochează.
Și putem să negăm multe. Senzualitate, spiritualitate, tristețe, bucurie, amintirea lucrurilor pe care le-am făcut, amintirea și ne-au plăcut, amintirea lucrurilor pe care le-am făcut și nu ne-au plăcut, cele de care sunt mândru, cele de care mi-e rușine, ignoranța, inteligența, chiar potențialul, punctele slabe, punctele tari, ceea ce urăsc la mine, ceea ce iubesc la mine, depresia, lipsa de atenție, propriul corp, propria minte. Putem fi la fel de înspăimântați de geniul, ambiția, încântarea sau frumusețea noastră, cum suntem și de pasivitatea noastră, de depresia noastră, de lipsa de atracție, de goliciune noastră, de a ne vedea cineva așa cum suntem noi în realitate. Putem fugi nu numai de partea noastră întunecată, ci și de cea luminoasă. Pe mine m-a uimit când am realizat asta, că mi-era frică de lumina din mine. Putem fugi de orice ne amenință că vom rămâne singuri sau de eroul din interiorul nostru. Și asta ne împiedică să ajungem la un nivel mai mare de conștientizare și de integritate. Cea mai mare crimă pe care o putem face împotriva noastră nu este să negăm propriile defecte, ci să ne negăm și să ne respingem măreția. Pentru că ne înspăimântă. Dacă o acceptare completă a propriei persoane ne dezvăluie și ce-i bine și ce-i rău, atunci, uitându-ne la cine suntem, știm ce putem face acum și în funcție de scopurile pe care ni le punem în viață, știm ce mai avem de făcut. Știm în ce direcție să o apucăm. În speranța că v-a fost de folos tot ce v-am zis astăzi, în speranța că v-a plăcut, v-a fost contribuție, vă rog să împărtățiți și cu alte persoane și să dați subscribe la canalul meu de YouTube. Mulțumesc!